al Strahacel, supraviețuitorul Marelui Potop. Enki joacă un rol major într-un mit acadiano-babilonian, Atrahasis, care este versiunea mesopotamiană a Marelui Potop. În acest mit, Enki a fost responsabil pentru crearea omenirii, care va suzi zeilor. Această rasă de oameni s-a înmulțit rapid și Enlil, zeitatea principală, a devenit iritată de cantitatea de zgomot pe care oamenii o făceau. Prin urmare, a decis să reducă numărul de oameni, trimițând catastrofe pentru a-i ucide. De fiecare dată, însă, oamenii au făcut apel la Enki, care le-a spus ce să facă pentru a supraviețui. În cele din urmă, Enlil decide să distrugă omenirea odată pentru totdeauna, cu un mare potop. Enki nu poate opri planul lui Enlil și decide să meargă pe pământ pentru a salva un om bun, pe nume Atrahasis. Omului îi se spune să construiască o arcă și, prin urmare, reușește să scape de mânia lui Enlil. Restul rasei umane, însă, este distrus. Enlil sugerează apoi ca ființele umane să fie făcute din nou. Deși aceste noi creații sunt mai puțin fertile, au o durată de viață mai scurtă și sunt mult mai vulnerabile decât predecesorii lor.